Premierul Florin Cîțu și ministrul Sănătății Vlad Voiculescu au ieșit amândoi la declarații la aceeași oră. În timp ce se pregătea pentru conferință, Vlad Voiculescu se aude cum cere să fie încuiată sala ca să nu fie văzut fără mască, deși nu era singur în încăpere. Acum stați fără mască în fața... Stau fără mască, da. Ok. Așa, e singur aici. Ia până un pic masca aia. E un domn, Da, da, e fiu. Da? Sunt în continuare de la Ministerul Sănătății, da? Poftim. Pune-te un pic masca aia. Pa, pa, pa. Tot fără mască a fost surprins ministrul și în Parlament, în timp ce vorbea cu un bărbat. Pe Facebook și-a recunoscut greșeala, pentru care a și fost amendat cu 1500 de lei. Cea mai mare gafă a ministrului este însă legată de modul în care s-a făcut evacuarea spitalului Foișor. Lui Vlad Voiculescu îi se reproșează modul în care a decis să mute peste 100 de pacienți cu probleme de mobilitate în miezul nopții. Ministrul a negat vehement că vina ar fi a lui. Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătății, ci a Primăriei Municipiului București și a SSMB. Săptămâna trecută, Vlad Voiculescu a bifat o altă gafă. Nu știa că persoanele decedate, infectate cu COVID-19, nu pot fi înmormântate îmbrăcate. Nu există nicio prevedere într-un ordin de ministru care să spună că nu era posibil până acum ca oamenii să fie îmbrăcați. Greșeala ministrului a fost recunoscută chiar de el la scurt timp tot pe Facebook. Discuțiile cele mai aprinse le-au generat însă datele publicate de Ministerul Sănătății privind pandemia și vaccinarea. De această dată Voiculescu s-a duelat pe internet cu Violeta Alexandru, președintele PNL București. Necazuri a avut Vlad Voiculescu și după ce Adrian Ștefan Voinea, consilier onorific al Ministrului Sănătății, a recunoscut public că a accesat de pe laptopul personal date din Registrul Electronic Național de Vaccinări, în timp ce se afla în afara ministerului. În urma verificărilor, corpul de control al premierului Cîțu a sesizat parchetul în scandalul datelor de la Ministerul Sănătății. De numele lui Vlad Voiculescu se leagă însă și controverse privind studiile sale, pe care susține că le-a terminat la Viena, la una dintre cele mai prestigioase universități europene.